Când ne-am venit la Ministerul Afacerilor Externe, urmează declarațiile comune de presă, susținute de Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene, doamna Lidia Matei, și Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului pentru Europa și al Afacerilor Externe al Republicii Franceze, domnul Clément Beaune. Doamna Secretar de Stat, aveți cuvântul. Bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să l-am astăzi alături de noi, la București, pe colegul și prietenul meu, Clément Beaune, secretarul de stat pentru afaceri europene francez, care a acceptat invitația mea de a veni la București într-un moment unde dinamica discuțiilor, atât în plan bilateral cât și la nivel european, este una cât se poate de consistentă. Practic, aș putea spune că nu cred că puteam să găsim un moment mai bun de discuție decât acesta. Suntem la câteva luni de la preluarea președinției de către Franța, președinție pe care Franța o va prelua începând cu 1 ianuarie, președinția Consiliului Uniunii Europene. Suntem încă într-un context european marcat de criză, unde statele noastre, Franța și România, au dovedit constant un angajament pentru o Uniune mai puternică, mai solidară și o Uniune care să recupereze și să revină la construcție și la un angajament pozitiv imediat după criză. În plan bilateral, evident, statele noastre au o relație de parteneriat strategic, fondată pe declarația de parteneriat strategic, pe declarația politică semnată dintre președinții celor două state și pe o foaie de parcurs actualizată. Chiar acum un an am actualizat această foaie de parcurs care practic a marcat tranziția către o nouă etapă a colaborării noastre bilaterale spre o abordare mai ambițioasă, mai structurată și mai strategică. În consecință, discuțiile noastre de astăzi au avut o mare încărcătură bilaterală, dată fiind consistența și anvergura relațiilor bilaterale româno-franceze, iar în cadrul discuțiilor am reconvenit ca dialogul regulat, structurat, la nivel înalt dintre statele noastre, să continue și în plus să beneficieze de această colaborare strânsă pe care am avut-o în timpul pandemiei, unde am constatat cu toții că nu doar cooperarea la nivel european a fost una care a fost foarte productivă pentru modul în care Uniunea Europeană a răspuns crizelor, dar și cooperarea bilaterală, mai ales colaborarea între statele, unele dintre state membre, a arătat că putem și am putut debloca situații de criză pe care cu toții ni le amintim, iar cooperarea aceasta bilaterală a fost foarte benefică și a fost, iată, pusă și în serviciul european, iar cooperarea franco-română în timpul pandemiei a fost un exemplu în acest sens. Dinamismul și consistența relației bilaterale, evident, țin și de încărcătura schimburilor comerciale, economice și cooperărilor în domeniile sectoriale și culturale. Înainte de pandemie, schimburile comerciale între România și Franța ajunseseră la un nivel record de 9 miliarde de euro. Cifrele din acest an pe fondul pandemic au scăzut, însă în cadrul consultărilor ne-am reexprimat convingerea de a încuraja investitorii din ambele noastre state de a relua această dinamică post-pandemie în așa fel încât cooperarea noastră să revină la anvergura dinainte de criză. În plan cultural, un element esențial un liant extraordinar între statele și popoarele noastre. Am discutat despre importanța sezonului România-Franța și de faptul că vrem să auzim încă la București ecourile sezonului România-Franța derulat între anii 2018-2019.
În plus, după cum bine știm cu toții, anul acesta aniversăm 140 de ani de la nașterea marelui compozitor român George Enescu și celebrăm alături de Franța creația marelui compozitor ca unul dintre pilonii cooperării culturale româno-franceze. De altfel, cea de-a 25-a ediție a festivalului în derulare la București marchează și se derulează sub înaltul patronaj al președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și se bucură de susținerea simbolică la cel mai înalt nivel și din partea Franței. Astfel, chiar președintele Macron a adus un omagiu special personalității lui George Enescu, arătând că opera sa trasează o legătură între cele două secole, al XIX-lea și al XX-lea, între Europa de Est și Europa de Vest și între două națiuni, România și Franța. Mesajele celor doi președinți reunite în calendarul festivalului încadrează astfel semnificația aparte a ediției din acest an a acestui eveniment prestigios. Și vom avea plăcerea, Clément Beaune și cu mine, la sfârșitul programului acestei vizite, să participăm în această seară la concertul pe care Orchestra Națională a Franței, dirijată de Cristian Măcelaru, la concertul care va avea loc în această seară, care, iată, și prin dirijorul Orchestrei Naționale, ne arată încă o legătură simbolică importantă și o conexiune care leagă cultura română și cea franceză. Revenind la discuțiile pe care le-am avut astăzi, am abordat, evident, toate subiectele de actualitate primă ale agendei europene. Am convenit că este important să menținem dialogul și dinamica acestei coordonări strânse între România și Franța pe subiectele agendei europene și pentru că, așa cum vă spuneam, suntem într-un context în care Franța pregătește viitoarea sa președinție a Consiliului Uniunii. Din această perspectivă, discuțiile noastre au reconfirmat dorința de a lucra împreună și de a aduce o contribuție semnificativă la solidaritatea și uniunea și solidaritatea și unitatea de acțiune la nivel european. I-am transmis lui Clément Beaune că viitoarea președinție franceză a Consiliului Uniunii poate conta pe sprijinul României pentru a atinge acest obiectiv al unei uniuni mai puternice, mai coezive și mai prezentă în plan internațional. Sunt obiective pe care ambele noastre state le împărtășesc deopotrivă. Franța, clar, va avea o misiune grea și importantă, dar România va fi printre statele care vor susține activ președinția franceză și care vor contribui la efortul comun european de a consolida proiectul european, mai ales într-un moment atât de important precum cel pandemic prin care trecem, în care criza ne-a arătat și lecțiile pe care le tragem din criza ne-a arătat că sunt o serie de proiecte la nivel european care trebuie cumva regândite, consolidate și care trebuie să ne unească eforturile atât instituții cât și state membre pentru ca atractivitatea proiectului european să fie cât mai mare. Domnul Clément Beaune m-a informat și despre axele principale ale președinției franceze. Vor fi cele legate în mare parte de agenda curentă, că vorbim de dubla tranziție de mediu pentru digital, o Europa socială mai puternică, iar noi înțelegem așteptările președinției franceze și știm că președinția va avea o misiune foarte importantă pentru a avansa agenda europeană pe aceste subiecte, care nu numai că erau pe agenda noastră, dar care trebuie să fie adaptate inclusiv prin eforturile pe care președinția franceză le va face pentru a ține seama de lecțiile crizei. Criza care ne-a arătat că, evident, consecințele nu sunt numai de natură economică, sunt și de natură socială și de unde și această combinantă a subiectelor care tratează deopotrivă dubla tranziție digitală și de mediu și partea socială. Suntem așadar convinși că președinția franceză va contribui la avansarea proiectului european și va consolida sentimentul de apartenență la Uniune, cu atât mai mult cu cât
mandatul președinției coincide cu alt eveniment foarte important în desfășurare, respectiv conferința privind viitorul Europei. Acest proces de reflecție și de dialog între statele membre, instituții și cetățenii europeni asupra direcției viitoare de construcție la nivel european este de asemenea un subiect de interes major pentru ambele state, pentru ambele noastre state, dar și pentru agenda europeană în ansamblul său. Din punctul nostru de vedere, va fi o dezbatere care va trebui să ne ofere mijloacele pentru a progresa în ansamblu la nivel european, dar și pentru a oferi cetățenilor europeni răspunsurile la așteptările pe care le au de la proiectul european. Acesta este și sensul următorului moment pe care îl vom avea în contextul vizitei domnului Clement Bun la București. Vom avea o discuție și o dezbatere cu tinerii români studenți, pe care o vom face în interval de o oră, unde ne propunem să ascultăm și să discutăm cu tinerii români francofoni despre viitorul Europei, pentru proiectul european, evident, va fi în mâinile lor, va fi generația care vor trăi în Europa de mâine și dezbaterea aceasta trebuie așadar să-i vizeze cu prioritate. Am mai subliniat în discuția noastră de astăzi importanța valorilor la nivel european. Statul de drept, democrația, drepturile fundamentale și am reiterat angajamentul profund al României față de aceste valori și mecanismele existente la nivel european din perspectiva statului de drept. De asemenea, în cadrul discuției pe care am avut-o despre procesele de dublă tranziție economică și digitală, ecologică și digitală, am discutat de ce va presupune aceste procese transformative pentru statele noastre și am transmis mesajul României ca soluțiile pe care le vom identifica la nivel european să asigure o partajare echitabilă a eforturilor statelor membre și un cadru flexibil care să sprijine atingerea obiectivelor la nivel european. Am discutat, desigur, despre Schengen și spațiul Schengen și aderarea României la spațiul Schengen. Am retransmis așteptarea României ca o decizie favorabilă privind aderarea la spațiul Schengen să fie luată cât mai curând, având în vedere că România îndeplinește toate criteriile de aderare, iar criza pandemică ne-a arătat cât este de important să avem un spațiu Schengen eficient, care să nu mai mențină fragmentări și care să valorizeze contribuția reală a statelor care participă, de facto, printr-o serie de mecanisme care țin de angrenajul cooperării la nivel european din perspectiva afacerilor interne, precum România. Așteptarea noastră, așadar, este ca această decizie în ceea ce privește aderarea României la Schengen să nu mai fie temporizată și să avem o perspectivă clară de aderare. Am discutat puțin și despre rolul Uniunii în vecinătate și în lume. Este o discuție pe care domnul Clement Bun a avut-o și cu domnul ministru Aurescu și aici așteptările noastre sunt acelea că o Europa care trebuie să fie cât mai influentă la nivel global, trebuie să înceapă cu vecinătatea sa. Vecinătatea sa, fie că vorbim de statele din Parteneriatul Estic, fie că vorbim de Balcanii Occidentali și de politica de extindere, ne arată că sunt subiecte pe care trebuie să le tratăm într-o cheie a progresului la nivel european și unde știm că președinția franceză va fi foarte angajată. Așadar, mă opresc aici, mulțumindu-i încă o dată domnului Clement Bun pentru această vizită la București și pentru discuțiile substanțiale pe care le-am avut. Merci encore une fois, Clément, la parole est à toi. Merci beaucoup. Vă mulțumesc mult, doamna ministru, dragă Iulia, și doresc să-l salut și pe domnul ministru pe care am avut ocazia să mă întâlnesc. E a treia vizită pe care o fac la București, dar prima în calitate de ministru francez
care se ocupă de afacerile europene și mă bucur foarte mult să vă întâlnesc, Iulia, pentru că, iată, avem o relație bună de muncă, o relație de prietenie între cele două state. În doar câteva săptămâni, da, Franța va prelua președinția Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană în prezent înglobează, bineînțeles, relațiile noastre, relațiile statelor, dar în ceea ce privește relația dintre România și Franța, trebuie să vorbim despre relația noastră bilaterală. O relație bilaterală foarte puternică, care se vede atât în investițiile comune și Franța fiind al treilea cel mai mare investitor în România, dar vorbim și despre rolul nostru în ceea ce privește schimburile tehnologice, dar și schimburile culturale și academice. Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, în 2017 a înscris cooperarea noastră atât în cadrul cooperării mai largi europene, dar a insistat și asupra componentei bilaterale a cooperării. Am lucrat bine împreună în toate aceste luni. Am avut o cooperare foarte strânsă și am reușit astfel să deplinim reforma lucrătorilor detașați. A fost o cooperare strânsă între Franța și România și astfel am reușit să promovăm dosarul lucrătorilor detașați în cadrul Uniunii Europene. Apoi, pe tot ce a însemnat subiecte europene în ultimele luni, în această criză pandemică, cooperarea franco-română a fost una foarte eficientă. Președinția noastră va urma celei pe care ați avut-o dumneavoastră în urmă cu 2 ani, pe care ați avut-o și a fost un adevărat succes. Mi-aduc aminte și de summitul de la Sibiu, unde s-a discutat despre ambițiile climatice pe care apoi le-am transformat în angajamente la doar câteva luni după președinția pe care a avut-o România. Construim împreună o agendă europeană care funcționează și Uniunea Europeană nu poate să avanseze fără astfel de relații bilaterale. Așa funcționează Europa celor 27. Uneori Franța a mai neglijat relațiile bilaterale, dar în general pot să spun că sunt foarte atașat de cooperările bilaterale. Iar apoi ați spus-o, se apropie președinția franceză a Uniunii Europene pentru a treia oară când Franța va avea onoarea să o exercite. Sperăm că va fi un context în care reușim să ieșim din criza sanitară, chiar dacă contextul internațional este unul foarte încărcat. Asta vedeam criza afgană. Sunt trei teme importante, trei axe importante pe care le avem pentru această președinție, care sunt în centrul agendei europene și sunt priorități majore. Dar aceste priorități se potrivesc modelului european, unul care este de solidaritate, dar și de libertate în același timp. Vorbim de astfel despre subiectele referitoare la partea climatică, la partea digitală și la cea socială. Mm-hmm.
În ceea ce privește aspectele climaticele și agenda socială, ne-am pus de acord pentru că cele două ministere ale noastre, ministerele din fiecare state, din cele două state, să lucreze împreună pentru a pregăti demersurile pe care Franța le va iniția în timpul președinției sale. Vom lucra într-un spirit al securității frontierelor, vorbind despre Schengen, și știu cât de important este acest subiect pentru România, dar ne dorim să construim împreună, pentru că lărgirea spațiului Schengen nu înseamnă fragilizarea acestuia, ci fiecare țară în această situație, România, fiecare țară care intră în spațiul Schengen nu va face altceva decât să consolideze, să întărească acest spațiu și securitatea sa. Apoi vorbim despre conferința pentru viitorul Europei, pentru că în calitate de mecanici aplicați în Uniunea Europeană, trebuie să vorbim și despre viitor. Această conferință presupune mai multe dezbateri. Vom avea astfel una dintre aceste dezbateri deja imediat cu tinerii români francofoni, dezbateri în care vom vorbi despre provocările Uniunii Europene și așteptările pe care le au cetățenii săi de la acest spațiu comun, pentru că chiar atunci când există critici, asta vedea partea cu vaccinarea, există așteptări. Toată lumea a văzut că e foarte important să rămânem uniți, să depășim această abordare a diferitelor cluburi din Uniunea Europeană și ne dorim să rămânem uniți și pe viitor. Iar apoi, revenind la această conferință și respectiv despre cultură și valori, atașamentul nostru la valorile europene este important. În ultimele săptămâni, chiar dacă au existat diviziuni în cadrul Uniunii Europene cu privire la valori, se vedea statul de drept, România și Franța au stat una lângă alta în apărarea ideii de stat drept. Iar revenind la partea de cultură, cultura este în inima relațiilor noastre bilaterale, se vedea și aniversarea 140 de ani de la nașterea lui George Enescu, a 25-a ediție a festivalului George Enescu, sub patronajul președintelui Iohannis și cu mesajul președintelui Macron. Dar dincolo de acest festival, relațiile noastre culturale sunt foarte puternice, și apoi, bineînțeles, se adaugă cele academice. Împreună, cele două state am apărat și alte elemente, cum ar fi drepturile de autor, dar și ne și concentrăm asupra a faptului că cetățeanul este cel care trebuie să rămână în cadrul Uniunii Europene, să rămână
în centrul atenției noastre și nu o directivă sau alta. Mă bucur că vom participa împreună la, că vom asista la concertul din această seară. Vă mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut. Vă mulțumesc pentru atașamentul pe care România îl are pentru limba franceză, pentru francofonie, pentru faptul că vă exprimați adesea în franceză. Multilingvismul creează unitate și solidaritate. Vă mulțumesc încă o dată pentru primire. Iar apoi pot să vă spun că vom continua să fim împreună pe parcursul zilei. Și vă mulțumim pentru prezență.